Primăria municipiului Medgidia continuă să investească în dotarea cu echipamente necesare bunei desfășurări a activității pe raza unității administrativ-teritoriale. Astăzi, Direcția de Gestionare a Domeniului Public și Privat se poate mândri cu utilaje de ultimă generație care ușurează munca de întreținere a parcurilor și spațiilor verzi. Edilul Valentin Vrabie spune că odată cu înființarea parcului din zona Imun, reabilitarea celui din zona Poștă și modernizarea parcului din zona Intim, suprafețele care necesită întreținere la cele mai înalte standarde au crescut considerabil. Tocmai de aceea, recent, DGDPP a achiziționat două tractorașe de tuns gazon Toro MyRide 137 de centimetri și două tractorașe Husqvarna dotate cu motor Kawasaki. Acestea vin în completarea mașinilor de tăiat iarbă, motocoaselor și tractorașelor existente deja. Potrivit reprezentanților DGDPP, utilajele pot funcționa atât împreună, lucru demonstrat în parcul din zona Intim, cât și individual. Asta face ca timpul de execuție a lucrărilor de întreținere să fie scurtat considerabil, iar activitatea să fie una eficientă. Noile utilaje sunt dotate cu sisteme de suspensie performante care pot fi reglate pentru a asigura o deplasare lină pe toate suprafețele. Au lățimi mari de tăiere și coșuri colectoare pentru resturile vegetale. Oficialii administrației locale spun că nu se opresc aici. În cadrul proiectului Medgidia Verde urmează modernizarea celorlalte parcuri și, de ce nu, crearea altor zone de distracție și relaxare. Cea mai așteptată este modernizarea parcului 1 Mai, care, potrivit oficialilor, va transforma zona într-un mod spectaculos.